Problemele cu energia electrică încep să apară și în fotbalul românesc. Meciul campioanei CFR Cluj a fost la un pas să se încheie prematur după ce Nocturna a picat aseară în timpul partidei. În cele din urmă, organizatorii din Cluj au reușit să repornească instalația și meciul dintre CFR și CS Mioveni s-a încheiat fără alte incidente. Plină panică mondială legată de situația energetică, un club din Liga 1 a rămas fără lumină în timpul meciului. Nocturna celor de la CFR Cluj a picat în minutul 60 al partidei cu cei de la CS Mioveni. Situația a fost remediată abia după 40 de minute, atunci când gazdele au reușit să conecteze generatorul de rezervă. Clujenii riscau să piardă cu 3-0 la masa verde dacă problema nu ar fi fost rezolvată. Potrivit regulamentului oficial, CFR Cluj avea la dispoziție 60 de minute pentru a reporni Nocturna. Cel mai celebru episod din fotbalul românesc legat de Nocturnă s-a petrecut în urmă cu 20 de ani. Cei de la Rapid au pierdut la masa verde un meci din cupele europene cu Paris Saint-Germain după ce Nocturna din Giulești a picat. Oamenii de fotbal au speculat la acea vreme că cel care ar fi dat ordin să se stingă lumina ar fi fost chiar patronul de atunci al echipei, George Copos.